Ce spune prezentatorul despre Alex Delea, care a fost eliminat. Eu rămân mândru de el. Daniel Pavel face noi dezvăluiri despre competiția Survivor All Stars, care se apropie de final. Prezentatorul show-ului filmat în Republica Dominicană și difuzat la ProTV anunță că doar 9 concurenți au rămas în joc după eliminarea lui Alex Delea. Săptămâna trecută, 10 concurenți s-au duelat pe traseele din Republica Dominicană, iar cel care le-a fost alături a fost prezentatorul Daniel Pavel. El și întreaga echipă se află deja în România, iar în Republica Dominicană revin doar la momentul finalei jocului. Națiune Survivor, iată că deja ajung la a doua filă a jurnalului meu. Local. Nu mai pot vorbi despre cel dominican, pentru că mai am aproape o lună până la momentul în care mă voi urca în avion pentru a reveni spre cea de-a treia mea casă. Momentan sunt aici, pe plaiurile natale și mă bucur alături de voi de tot ceea ce înseamnă nebunia sezonului suprem trăim împreună de trei ori pe săptămână niște sentimente pe care aș vrea să le explic, dar e cu adevărat dificil. Știți ce rămâne mereu ușor? Mulțumirea când văd cifrele și gândul că acele numere se traduc prin privirile voastre, prin comentariile lăsate și mesajele trimise, a menționat Daniel Pavel în jurnalul său de la Survivor pentru Libertatea. Daniel Pavel, au mai rămas doar 9 concurenți. Și a continuat, s-a încheiat săptămâna cu numărul 15. Vă vine să credeți. Au mai rămas doar nouă concurenți. Știu, pare incredibil când privim spre trecut și ne gândim că la început de ianuarie aveam două triburi, peste 20 de concurenți și o energie din cale afară. Acum s-a adunat oboseala, dorul de casă, foamea și totuși. Energia e la fel de mare. Îmi dau seama că tocmai ați văzut un spectacol ireal în ultimele zile, un consiliu cum nu ne-a mai fost dat vreodată și un duel ireal între cinci domni puternici. Daniel Pavel a vorbit și despre Alex Delea, care a fost eliminat săptămâna trecută din concurs. El e concurentul care a câștigat ediția din 2022 a show-ului. Am pierdut un campion, un om care a demonstrat în urmă cu doi ani ce înseamnă să evoluezi, să te desprinzi de casă și să mergi până la capăt. O accidentare dură i-a schimbat acum parcursul, dar eu rămân mândru de el, a mai declarat. Ajuns în România de două săptămâni, prezentatorul se concentrează la proiectele pe care le mai are la Pro TV, dar și la nunta cu Ana Maria Pop, care va avea loc în vara asta. Între timp, am ajuns acasă, da, da. Deja se fac două săptămâni de când mă uit de la mine, de pe canapea, la fiecare episod, comentez în timp real cu voi și postez. Nu vă ascund, nu m-am obișnuit. Dar nici nu prea am avut vreme liberă de acomodare prea multă. În ultimele zile am revenit pe set la filmări, de această dată pentru promurile de Paște și am conștientizat că, de obicei, le înregistram direct pe pajiștea dominicană. Acum am fost alături de colegii din Trust, în studio și a fost ciudat, dar frumos. Daniel Pavel și Ana Maria Pop fac pregătiri de nuntă. Și a continuat, nici acasă nu am fost prea liniștit, alături de Ana am început să muncim activ pentru nuntă. Lucrurile intră pe ultima sută de metri și noi vrem să știm că avem totul bine pus la punct. Chiar dacă Geta Ungurean ne ajută cu toate, acum că suntem aici, putem realist să fim implicați 100% de procente. Promit ca spre sfârșitul acestui jurnal. Pe final de mai, să vă dau aici câteva întâmplări din cele treite în aceste pregătiri. În final, Daniel Pavel a precizat că Survivor All-Stars continuă cu noi ediții.